Puțin domnitori din istoria țărilor române au reușit să lase din când în când sabia din mână pentru a se ocupa de învățarea și educarea celor din jur. Iar Neagoe Basarab a fost unul dintre acești voievozi cărturari. El a lăsat urmașilor o operă literară care, de 500 de ani, își găsește întotdeauna un loc de onoare pe rafturile bibliotecilor. Învățăturile către fiul său, Teodosie. Veniți la mine, feții mei! Veniți și vă apropiați către sfatul meu cel bun! Întâi să ai credință, dragoste și nădejde către Dumnezeu, că dragostea iaște mai mare decât toate. Sfaturile îl pregătesc pe tânărul Teodosie, fiul și urmașul său la tron, pentru viitoarea sa misiune publică, dezvăluindu-i tainele ceremonialului de curte, ale diplomației și relațiilor de putere din epocă. Cel mai vechi manuscris al învățăturilor se păstrează astăzi la Biblioteca Națională Sfinții Chiril și Metodiu a Bulgariei și a fost scrisă în limba slavonă după anul 1519 pe o hârtie de proveniență italiană. De dimensiuni reduse, caligrafiat și decorat discret cu aur și cerneală colorată, manuscrisul pare să fie chiar cel al autorului. Pasiunea pentru cărți a lui Neagoe Basarab s-a format încă din copilărie. La mănăstirea Bistrița Vâlceană, ctitoria familiei Craioveștilor, în sânul căreia a crescut, funcționa una dintre cele mai importante biblioteci ale vremii. Erau adunate aici incunabule tipografice sau manuscrise prețioase ce ofereau cititorilor accesul la întreaga înțelepciune a umanității, asemenea unei veritabile universități. O mare parte dintre ele au supraviețuit până în zilele noastre. Tetraevangheliarul ferecat, comandat de jucănița Marga, sora voievodului, și soțul ei, marele postelnic Marcea, este una dintre comorile Bistriței și atestă existența în țara românească a scriptorilor și a oamenilor calificați să pătrundă tainele scrisului savant și ale înluminurii. Formarea sa livrescă explică implicarea lui Neagoe Basarab în funcționarea primei tipografii din țară, chiar în zorii acestui meșteșug. De sub teascurile acesteia a ieșit în 1512 primul tetraevangheliar tipărit în limba slavonă din lume. Faptul că și astăzi se mai păstrează în jur de 28 de exemplare din acest tiraj, atât în bibliotecile mănăstirilor din Balcani, cât și în marile biblioteci din Europa, arată popularitatea de care s-a bucurat această ediție. La Muzeul Național de Artă al României există un exemplar de lux al tetraevangheliarului, care se presupune că ar fi aparținut chiar lui Neagoe Basarab. Textul a fost tipărit pe pergament, iar frontispiciile și inițialele au fost colorate manual și aurite, căpătând aspectul unui manuscris. Pentru aceea, eu te învăț pre tine, fătul meu, și pe dumneavoastră, alți frați și domni, pe toți, că mie îmi pare să fie mai bun numele cel bun decât avuția cea multă, că de veți fi îndurători și darnici în viața voastră și după moarte încă vi se va pomeni numele de bine și nu se va uita niciodată, că omului din toată avuția lui cea multă nimic nu-i se va cunoaște, fără numai numele cel bun și bunătățile ce va fi făcut pe această lume.